Ce dracu fac cum mă rătăcite? Mamă, mâncați ești gura, am să fac ca prostul perete 2 ani ca să mă rătăcesc în pădure. Mamă, ce fac acum? Gândește. Cum făcea ăla mă în prison break de scăpa mereu? Avea tatuaj. Am tatuaj. Mamă, e pe spate. De ce mi-a făcut tatuaj pe spate? Tot prost. Așa, perfect. Și asta, și asta. Mai în spate, acum zâmbești? Oh! Ce faci, mă? Ce fac? Mă, dă-te un pic, stai în soare aici, faci umbră, nu iese poza cum trebuie. Mă scuzați, eu m-am rătăcit, căutam ieșirea din pădure. Păi și pune pe Maps. Ce e Maps? Oh, ești de la cu telefonul română? Ai iconița aia, hărți. Dom'le, eu doar ce am evadat din închisoare. Crezi că am la mine hărți, iconițe și telefon? Crezi că m-a așteptat un gardian și mi-a zis așa, poftiți domnul deținut, tot evadați o hartă, să nu vă rătăciți o icoană, să vă rugați la Dumnezeu și un telefon să ne sună să știm că ați ajuns cu bine. Asta crezi? Dar ce făceați acolo la închisoare? Eh, ce să fac la închisoare? Mi-am luat și eu un concediu de vreo 10 ani, așa că mă durea spatele și am să mă odihnesc un pic. Și v-au dat, a? Că eu le-am cerut 2 ani de postnatal și după câteva luni mă sună că vezi că hai la muncă, că vezi că e nevoie de tine. Păi și de ce ați plecat mai devreme? Că nu știam să scriu cărți. Bă, mâncați-și gura, dăm telefonul că vă curăț pe amândoi. Ohuleu! Fugi, Oano, că o să ne spelezi la pe dinți pe amândoi. Cine știe, poate ne face și vreun detartraj? Bax, ce scârbos! Cine folosește aceeași periuță de dinți? Bă, amatorilor, bă, e un șiș, dar nu l-am ascuțit eu cum trebuie, dar eu îmi fac treaba cu el. Dă-mi telefonul că te fac ciur să moară, mă. Bă, poftim. Păi și butoane n-are? N-are. Păi și eu cum îl deblochez? Ei, cu recunoaștere facială sau cu amprentă? Poftim. Ha. Mersi. Stai un pic că s-a blocat ieri. Bă, frate, nimic nu știi. Hai să-ți scot funcția de autobloc, nu... Dă-l dracu că nu mai vreau, mașină ai? Am, așa e cu amprentă. Bă, mâncați-aș, dar toate sunt cu amprentă în țara asta, nu mai poți să fur nimic, portofelele sunt cu amprentă? Da, unde trebuie să ajungi? Cheamă-i dragul un Uber ca să-l ia pe om de aici. Ce e Uber? E un fel de taxi, dar, na, cu bun simț. Păi și ne găsești aici în pădure? Bă, te găsești și în celul dacă e nevoie. Uite, e 1 la 15 minute distanță. Dom'le, eu n-am atâta timp, pe mine mă urmărește poliția, eu trebuie să găsesc repede un hotel, ceva să mă ascund. Aaa, păi acum că vin sărbătorile, fără rezervare online nu găsești nimic liber. Mă, păi și eu ce fac, mă? Că din pădure nu știu să ies, rezervație de-asta n-am nici bani. Eu zic să vă întoarceți înapoi în pușcărie până nu vi se ocupă locul din cameră. Că a dat acum la știri că o nouă tranșă de politicieni intră în închisoare și mie că nu o să mai prindeți locul. Și na, mi-e milă de dumneavoastră. Sunteți tânăr, vreți să stați aici prin pădure? Da. Dar eu m-aș întoarce, dar nu mai știu pe unde să o iau acum, că eu am alergat toată noaptea prin pădure. Și m-am rătăcit. Cum să fac? Puteți să sunați dumneavoastră la 112 să vină să mă ia și pe mine cineva? Bună asta. Frate, dar sunt probleme reale pentru care nu răspunde nimeni la 112. Crezi că vine ceva pentru tine? Mai ușor te găsește aici Pelicanul. Mă, fii atent, că eu am foarte mulți followers pe Instagram și pe Facebook. Hai să punem lumea să dea un share și după aia sigur o să te găsească. Hai, vin încoace. Hai, facem story, da? Hello, guys! Ce faceți? Am un super domn cute lângă mine, care săracu a evadat din închisoare, dar nu știe cum se întoarcă. Vă rog eu mult, dați un share să-l ajutăm. Bye, thanks! Hai, pupă și tu camera. Și acum ce facem? Păi, acum roagă-te ca lumea să dea share. Să mă rog? Da, hai. Doamne, dă Doamne să dea lumea share, să intru și eu înapoi la închisoare, că e rău afară. Au nebunit toți, au început să gândească telefoanele pentru ei.